Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul Desene și Colorii. Sunt Albert și astăzi o să desenez combinația dintre Minecraft Steve și Among Us, o sugestie foarte cerută de voi. Deci, haideți să începem. Sper să vă placă desenul de astăzi. Nu uitați în caz de n-ați făcut-o să zdrobiți butonașul de like, să vă abonați dacă vreți să-mi urmăriți canalul și ceea ce desenez eu aici pe acest canal. Și de asemenea să apăsați clopoțelul de notificări ca să vă anunțe YouTube-ul de fiecare dată când postez ceva nou. Dacă aveți întrebări, păreri, sugestii, în comentarii de mai jos îmi puteți lăsa și sugestiile voastre și părerile voastre, chestii de genul ăsta. Voi desena digital folosind un iPad Pro din 2020, 12.9 inch, în Procreate, este aplicația pe care voi folosi. Dar asta nu înseamnă că nu puteți desena și voi pur și simplu cu creionul și foaia. Prima parte, partea de schiță, pe care în mod normal o facem cu creionul. Deci, pur și simplu luați-vă un creion, o foaie, desenați împreună cu mine. Sunt aceiași pași, efectiv nu e nicio diferență. Pur și simplu nu diferă mediul, că e digital, că e clasic, pașii sunt aceiași. La partea a doua de contur, conturați folosind un marker negru, o carioca neagră, un liner negru, orice de genul ăsta. Nu trebuie să vă limitați, dacă desenești digital ceva nu înseamnă că nu puteți și voi să o faceți clasic. Și la partea de colorat, oricum, fiecare colora cu ce avea. Eu dacă aveam marker bază de alcool, coloram cu ele. Voi dacă aveți carioci sau aveți creioane colorate, colorați cu ele și așa mai departe. Oricum fiecare colorează cu ce are, cu ce nuanță are, cu ce culori are, cu ce branduri are, nu contează. Așa că pur și simplu desenați. Dacă vreți să desenați, dacă vreți să învățați să desenați astfel de desene care sunt destul de simplu de realizat, această combinație cu Steve, cu Among Us, este o încercare și un exercițiu foarte bun, tocmai fiind ușor de făcut și fiind rapid de făcut și fiind ceva ce orice începător poate, să zic eu așa, încerca și reuși să îi iasă. Pur și simplu, dacă vreți să învățați să desenați, pur și simplu desenați. Așa. Cam asta vreau să vă spun. Mr. Steve este foarte simplu de colorat, este foarte simplu de desenat. În general, chestiile de Minecraft sunt simplu de desenat, prin natura lor așa pătrățoasă și colțuroasă. Umbrele sunt relativ ușor de făcut, lumina este ușor de făcut și personajul în sine e ușor de făcut. Nu știu ce, m-aș mai gândi să mai desenez și alte chestii de Minecraft, nu știu, abar n-am. Oricum am o grămadă sugestii și am o grămadă chestii care vreau să le desenez. Mie personal îmi place acest joculeț și cât timp îmi va plăcea și o să mă joc și o să mă atragă, voi desena în continuare personaje combinate din el cu alte jocuri, animeuri și alte chestii pe care vi le mai sugerați voi sau pe care le mai găsesc eu trimis și pe unde. Așa că cam asta este planul, cam asta este Mr. Steve, deja este aproape gata, v-am spus să fie un clip foarte scurt, o să fie un tutorial foarte scurt pentru că este ușor. Mr. Steve este super ușor de făcut în varianta Among Us, e ușor de făcut și fără să fie Among Us, dar dacă e Among Us e cu atât mai ușor de făcut. Sper că v-a plăcut, nu uitați, like, share, subscribe, eu am fost Albert și o să ne auzim data viitoare cu un nou tutorial. Până atunci, rămâneți fericiți, baftă multă, spor la desenat, să ne auzim cu bine, v-am pupat, pa, pa! Push your lips.